Colegul meu, realizatorul Ovidiu Ghinea, l-a avut invitat în studioul Agriculturii la raport pe ministrul Agriculturii Petre Daia. Ca de obicei, demnitarul a oferit un recital din toate punctele de vedere. Printre multiplele subiecte dezbătute, situația Casei de Comerț Agroalimentar Unire a ocupat o bună parte din discuție. Bineînțeles că nici problema pestei porcine africane nu a putut fi evitată. Ediția se poate vedea integral pe canalul de YouTube al postului nostru de televiziune. Intram la oameni în curte, spunându-mi: maică, am 70 de ani, mă dor genunchi. De câte ori mă plec pe zi ca să fac legumele astea? Nu mai pot merge eu cu ele în piață, nu pot să mă duc, eu rămân aici. Nu găsiți dumneavoastră o soluție ca produsele acestea pe care, cum vreți dumneavoastră să le fac, că eu le fac bine, să ajungă unde trebuie? Și eu să primez banii acasă în momentul în care dau aceste produse? Soluția este această societate comercială care a intrat în piață, pe reguli de economie de piață, care are capital integral de stat și care nu are niciun fel de restricție să participe pe piață. Directorul general a anunțat acest lucru, că astăzi au trecut acei bani, au fost alimentate conturile Casei de Comerț ca să pornească la drum. Nu-i ușor de făcut și nu o să vedem imediat în toată țara asemenea magazine, pentru că le-am distrus. Ce s-a distrus în 30 de ani de zile nu se poate pune la loc în 3 ore sau în 3 zile. Foarte mulți fermieri, în momentul în care au aflat că veți fi invitatul meu în această seară, mai ales și din sectorul zootehnic, fac un apel încă o dată la dumneavoastră vis-a-vis de pesta porcină africană, care ne creează mari pagube, multe probleme, multe bătăi de cap. Este o problemă la care n-am găsit răspuns din punct de vedere medical. Dacă s-ar fi cunoscut și dacă s-ar fi descoperit acest vaccin, lumea nu suferea la această dată, pentru că s-a întins, a plecat din Europa, a plecat în China, iată că în Vietnam și acum specialiștii de acolo caută o soluție, iar eu astăzi, în momentul în care mă găs de orice speranță. Mă găs de orice speranță, indiferent unde ar fi, m-aș duce după el eu. În asta trimitem specialiști acolo, am solicitat ministrului de acolo să vedem dacă, și eu zic că vom găsi soluția aceasta de cooperare în așa fel încât să fim unii aproape de ceilalți, dacă avem un început să-l folosim, dacă avem un rezultat cât de mic să-l conservăm și apoi evident să-l multiplicăm în așa fel încât să putem face față acestei molime care au ocupat multe țări din lume.